Salut și bine ați venit la O Mașină Într-un Minut. Avem în față o mașină cu un design retro future care probabil o să vi se pară că seamănă un pic cu Inciderul Flam, dar are aceste LED-uri rotunde pe post de faruri și în spate aceste stopuri tot cu LED rotunde. Se numește, după cum bine vedeți, Honda E. Are un design foarte mișto, interior practic și atrăgător, iar în loc de oglinzi avem aceste camere și vă spun mai mult din interior să vă arăt cum funcționează această frumoasă mașinuță. Deci avem o dată, aceasta este oglinda de pe fața șoferului, partea stângă, display-ul central cu cele mai importante informații, un display imens pe care poți proiecta inclusiv un acvariu și oglinda din dreapta. Iar aici este oglinda retrovizoare, care de fapt este o cameră retrovizoare, totul împachetat sub forma unui design high-tech, să-i spunem retro, pentru că la boxele premium am văzut asemenea design cu asemenea butoane și lemn și tot. Scaunele destul de drepte, dar arată destul de bine. Și haideți să vă spun un pic și despre mașină. Este o mașină electrică cu o baterie de 35,5 kWh, care merge cam vreo 200 de km în oraș. Știu că este destul de puțin, dar oferă 154 de cai putere și un cuplu maxim cam peste 315-320, și cam așa este calculat cuplul maxim, cuplul fiind, ca să vă faceți o idee, peste al unui hot hatch, să-i spunem, nu știu, Golf GTI, Kia Ceed GT,